la telefon. Bună seara, domnule Pistoiu. Interesant. Bună seara. V-ați uitat împreună cu noi la interviu. Până aici, până în momentul ăsta, în platou s-a tras concluzia că domnul Traian Băsescu a apărat-o pe doamna Udrea. Sunteți de aceeași părere? Nu. Nu știu ce înseamnă că Traian Băsescu să o apere pe Elena Udrea. Dacă Traian Băsescu o apăra pe Elena Udrea, se năpustea asupra lui Coldea și al Codruței Chioveși. Și bănuiesc că din cei 10 ani de mandat știa și el niște lucruri. Din punctul acesta de vedere, mă rog, Traian Băsescu nu putea să se... Era odios pentru toți cei care îl cunoșteau să spună că Elena Udrea e vinovată, că nu știu ce. Deci, eu m-am uitat, am început să urmăresc acest interviu neliniștit la gândul că Traian Băsescu nu va fi un bărbat politic, ci, nu știu, omenește, îndurerat de ce îi se întâmplă, sau revoltat de ce îi se întâmplă Elena Udrea, va confirma fie și o virgulă din ceea ce a spus Elena Udrea. Asta este foarte important. Traian Băsescu, sigur, sunt niște cuvinte acolo, că, mă rog, are, nu putea să spun acum că și-a dat seama că e o ticăloasă. A zis că cât era, el nu a știut că a făcut ilegalitate. Dar, repet, dacă ne gândim la acuzațiile, la alegațiile Elenei Udrea din spațiul public, care sunt destul de multe, n-am zis nici că sunt corecte sau incorrecte, Traian Băsescu putea să declanșeze un scandal uriaș, inutil și dezastruos pentru România, chiar pentru mandatele sale, confirmând măcar, nu știu, și atunci... unul la mie din ce a spus Elena Udrea. El n-a confirmat nimic, a evitat. Și atunci care e scopul? Da, maestru, nu era patricid acum. Aleși unul de copiii mai frumoși, că iubești, da, pe toți, dar unul... Stați ca și eu, da. Păi atunci care era scopul? Care e, până la urmă, ce obiectiv a urmărit domnul Băsescu și dacă l-a și atins prin ieșirea din seara asta? Domnul Triblea, de la, după primul sfert de ceas, m-a plictisit, vă spun de ce. Nu pentru că Traian Băsescu n-ar spune lucruri interesante, dar prefer să ascult un analist politic din studioul de-al noastră decât pe Traian Băsescu. Traian Băsescu era interesant câtă vreme era șeful statului. Punctele sale de vedere sunt foarte, erau chiar așa, meritau discutate, dar câtă vreme nu e șeful unui mare partid din România, nu e premier, nu e ministru, nu e primar, nu e președinte, toate aceste puncte de vedere foarte interesante sunt ale unui analist politic, dar domnia sa nu e analist politic. Deci eu cred că îl paște pe Traian Băsescu sindromul Emil Constantinescu. Deci, v-a mai dat doamna Udrea vreun semnal? Ați primit, cum se zice, aprobare sau nu știu care e termenul? Nu, domnul Coldea, mă pomenește, uite, generalul Coldea. Deci, domnul Coldea. O să spună că i-am zis să trăiți. Mai domnul să trăiți, să trăiți. Da. Nu, domnul Striblea, acest jurnal îl are și ea. Ea nu-l va publica niciodată, deoarece din ce am discutat cu ea, sunt niște lucruri acolo pe care dacă le publică, apar niște persoane, nu în situații, mă rog, incomode, dar apar niște persoane care stau de vorbă cu ea. Hai, da, domnule, probabil, da, domnul Cristoiu, nu vi l-a dat.